Tragedie fără margini pentru familia unui tânăr de 20 de ani. Băiatul s-a stins din viață sâmbătă într-un grav accident rutier. Tânărul a mers cu mai mulți prieteni la parcul de agrement Cornișa, iar spre seară s-a urcat la volanul unui autoturism Volkswagen și se îndrepta spre oraș. Într-o curbă ușoară la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens și s-a izbit într-o camionetă care transporta muncitori. În urma impactului, șoferul din Volkswagen a rămas încarcerat, iar doi pasageri din camionetă au fost răniți. Tânărul a fost descarcerat de către pompieri și predat echipajului Serviciului Județean de Ambulanță, care a început imediat manevrele de resuscitare. 10 de minute, echipajul medical a încercat să-l readucă la viață pe băiat, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. Din cercetări a rezultat faptul că tânărul de 19 ani, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Hudum către municipiul Botoșani, a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt vehicul condus regulamentar. În urma impactului a rezultat decesul tânărului de 19 ani, precum și rănirea altor doi bărbați. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Imediat după producerea tragediei, la locul accidentului au ajuns și câțiva prieteni cu care băiatul fusese la Cornișa. Băieții ar fi povestit că amicul lor consumase alcool. Deocamdată este doar o speculație ce va fi confirmată sau infirmată de rezultatele necropsiei. Pe pagina de socializare a tânărului au fost postate zeci și zeci de mesaje. Drum lin spre cer, scumpul meu verișor. Ai plecat atât de repede. Ai lăsat în urmă o durere imensă. Dumnezeu să te primească în împărăția Lui. Voiai să ajungi mecanic bun, să arăți ce știi să faci, să fii mai bun decât tatăl tău. Am încercat să-ți explic și eu cum am priceput că viteza uneori ucide, dar nu am reușit să te fac să înțelegi. Dumnezeu să te aibă în pază, prieten drag. Condoleanțe familiei, vei rămâne mereu în amintirea mea, a scris un alt prieten de-al băiatului pe Facebook. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Gabriel Pălii a fost depus la biserica din curtea Spitalului Județean.